Bună ziua, bun găsit la Transeuropa. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre un principiu de bază al Uniunii Europene și anume egalitatea de șanse. Prin tratatul de la Amsterdam, care a modificat tratatul anterior, adică cel de la Maastricht, a fost introdus un articol nou care se refera la faptul că toți oamenii, indiferent de diferențele dintre ei, trebuie să aibă același drept la muncă. Haideți să vedem în materialul următor care sunt lucrurile noi pe care le-a adus acest tratat de la Amsterdam. Încă de la încheierea negocierilor tratatului de la Maastricht, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, s-a convenit că se va efectua o revizuire a acestuia până la sfârșitul deceniului. Unul dintre articolele tratatului prevedea convocarea unei conferințe în anul 1996. Conferința interguvernamentală a început în 1996, dar a ținut mai mult de un an. Ea s-a încheiat la Amsterdam în iunie 1997 printr-un acord politic. El s-a numit Tratatul de la Amsterdam și a intrat în vigoare la 2 ani de la semnare, adică în 1999. Tratatul de la Amsterdam a amendat Tratatul de la Maastricht, fără însă a-l înlocui. Scopul lui inițial a fost de a asigura capacitatea de acțiune a Uniunii și după extinderea spre Est, care s-a petrecut în 2004 când a avut loc cea mai largă aderare din istoria comunității. 10 state au intrat atunci în Uniunea Europeană. Tratatul a extins drepturile Parlamentului European în sensul coparticipării acestuia la procesul decizional. Procesul codecizional fusese deja specificat în Tratatul de la Maastricht, aducând Parlamentul la același nivel cu Consiliul de Ministri. Drepturile Parlamentului au fost extinse, el putea acum să participe la luarea deciziilor în toate domeniile în care Consiliul de Ministri hotărăște cu o majoritate calificată. Excepție face de la această regulă politica agrară, care este domeniul cel mai costisitor al Uniunii. De asemenea, Parlamentul European este mai mult implicat în procesul de desemnare a membrilor Comisiei Europene. El nu numai că trebuie să-și dea acordul la numirea membrilor Comisiei, dar aprobă și numirea președintelui Comisiei, care în prezent este José Manuel Barroso. Totuși, Parlamentul, care este singurul organ al Uniunii ales direct de populație, nu avea încă niciun drept inițiativ în elaborarea proiectelor de lege. Acest drept îl are în continuare numai Comisia Europeană. În plus, Comisia răspunde și de aplicarea legislației europene, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului separației puterii legislative de cea executivă. Acest lucru se va schimba însă odată cu intrarea în vigoare a Constituției Europei. Din cauza creșterii șomajului în Europa, tratatele conțin pentru prima dată elemente de politică ocupațională. Tratatul de la Amsterdam stabilește un cadru pentru politicile comune, care au ca scop principal găsirea modalităților de creștere a locurilor de muncă. Consiliul European examinează situația ocupării forței de muncă în comunitate și adoptă concluzii pe această temă, pe baza unui raport anual comun al Consiliului de Ministri și al Comisiei. Consiliul de Ministri examinează în detaliu acțiunile întreprinse de fiecare guvern pentru creșterea numărului de locuri de muncă și pentru susținerea pieței muncii, iar dacă este necesar, trimite recomandări. Tratatul de la Amsterdam include un articol nou consacrat principiului general al nediscriminării și egalității de șanse pentru toți oamenii care vor să muncească. Uniunea poate combate orice formă de discriminare, indiferent că este pe bază de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Prin tratatul de la Amsterdam este consolidat și principiul egalității între femei și bărbați la locul de muncă. Este introdus conceptul de discriminare pozitivă, în baza căruia statele membre pot întreprinde acțiuni pentru favorizarea femeilor în vederea echilibrării situației în domeniile de lucru. Tratatul prevede o clauză de suspendare care poate fi folosită împotriva unui stat membru care încalcă, în mod repetat, principiile care stau la baza Uniunii Europene. Acestui stat îi se poate retrage dreptul de vot în Consiliul Uniunii Europene. Pe lângă dreptul de nediscriminare deja menționat, prin tratatul de la Amsterdam sunt adăugate o serie de drepturi cetățeniei europene, cum ar fi dreptul de a se adresa instituțiilor europene într-o limbă oficială și de a primi un răspuns redactat în aceeași limbă, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei Europene în anumite condiții, dar și dreptul de acces egal la funcția publică comunitară. Prin tratatul de la Amsterdam a fost instituit așa numitul spațiu de libertate, securitate și justiție. Practic, se dorea crearea unui spațiu pe întreg teritoriul Uniunii în care libertatea, securitatea și justiția să fie garantate.
În acest context au fost extinse drepturile Oficiului European de Poliție, Europol, și a fost integrat în actele comunitare tratatul de la Schengen. Marea Britanie și Irlanda și-au rezervat totuși dreptul de a nu adera la acest tratat, având în vedere că ele deciseseră să nu facă parte din zona Schengen. Marea Britanie considera că un stat insular, așa cum este Anglia, nu își poate apăra interesele legate de securitate dacă adoptă măsurile tratatului Schengen. Statele membre au stabilit și un set de măsuri specifice pentru elaborarea unei politici europene comune în domeniul controlului și al dreptului de intrare la frontierele Uniunii Europene, și în special în ceea ce privește azilul și imigrarea. Într-o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a tratatului, care a coincis în 2004 cu aderarea a 10 noi țări, toate statele membre erau obligate să ia aceste măsuri. Prima a fost suprimarea oricărui control al persoanelor la frontierele interioare, indiferent că este vorba de cetățenii ai Uniunii Europene sau din statele din afara ei. De asemenea, a fost stabilit un set de proceduri comune cu privire la controlul persoanelor la frontierele exterioare ale Uniunii Europene, cum sunt de exemplu frontierele României dinspre Est, și a unor reguli comune referitoare la vizele de sejur cu o durată de maxim 3 luni. Politica externă și de securitate comună rămâne în sfera interguvernamentală, dar sunt aduse o serie de modificări față de prevederile tratatului de la Maastricht. Prin tratatul de la Amsterdam a fost creată funcția de înalt reprezentant pentru politica externă și de securitate comună. El are rolul de a asista Consiliul în probleme de politică externă, în special în dialogul cu state din afara Uniunii. A fost înființată de asemenea o unitate de planificare politică și de alertă rapidă în cadrul Secretariatului Consiliului de Miniștri. Rolul acestei unități este acela de a monitoriza și analiza evoluția politică și evenimentele internaționale, inclusiv alerta rapidă cu privire la potențialele crize. La recomandarea Consiliului, unitatea poate prezenta studii, recomandări sau strategii. Uniunea, ca și construcție, poate întreprinde misiuni cu ajutor umanitar și de menținere a păcii. Pentru ca Uniunea Europeană să-și păstreze capacitatea de acțiune și după extindere, s-a stabilit ca țările mai mari să renunțe la cel de-al doilea comisar. De asemenea, în tratatul de la Amsterdam s-a stabilit ca numărul maxim al deputaților din Parlamentul European să nu mai crească, ci să rămână la 700 și după extinderea Uniunii de la 15 la 25, iar mai apoi la 27 de state, câte sunt în prezent. Prin tratatul de la Amsterdam, reformarea profundă a Uniunii nu a fost însă atinsă în toate punctele, fiind necesară luarea altor măsuri care au fost stipulate prin tratatul de la Nisa și prin Constituția Europeană. Dintre grupurile considerate vulnerabile de Uniunea Europeană fac parte și romii. Ei sunt într-un fel protejați de acvizul comunitar în sensul că sunt discriminați pozitiv. Comunitățile și asociațiile de romi au la dispoziție nenumărate fonduri structurale pentru a-și îmbunătăți viața. Rămâne de văzut dacă ei și reușesc să facă acest lucru. Oficialii europeni s-au plâns în mai multe rânduri că România nu folosește decât câteva procente din fondurile de zeci de milioane de euro pe care le-ar putea folosi pentru programe pentru comunitățile de romi. Cele mai multe dintre proiectele care totuși există sunt coordonate de organizații ale romilor, cum sunt PACIV din Alba Iulia sau Amare Prala din Cluj. Ele derulează în prezent un proiect al cărui scop este formarea unora dintre romi, care apoi să-i ajute și pe ceilalți să își câștige traiul. Acest proiect se derulează prin prisma programului operațional de dezvoltare a resurselor umane, respectiv AXA 6.2, care se adresează grupurilor vulnerabile, persoanele de etnie romă făcând parte din aceste grupuri vulnerabile identificate de cei care au analizat nevoile de finanțare a României. Raționamentul în urma căruia s-a scris acest proiect a fost de a identifica oameni care să aibă competențe și care să poată ajuta aceste persoane de etnie romă din comunitățile și din comunitățile marginalizate, cât și din alte comunități, dar care nu beneficiază de sprijin în medierea asta între ei și societatea civilă sau între ei și angajatori, între ei și... Rolul acestor specialiști e necesar în măsura în care, de multe ori, oamenii, chiar dacă vor un loc de muncă, obiectivul lor de a identifica un loc de muncă nu corespunde cu competențele pe care le dețin. Și atunci, această persoană care e specializată în consiliere profesională încearcă să facă un matching, dacă pot să spun așa, între ceea ce știe omul
să facă și ceea ce cere angajatorul. Am terminat 4 clase și n-am unde să muncesc. Și am 6 copii, 3 din ajutor social, alocația copiilor, altul vinit n-avem. Pentru că aș merge la lucru și de mâine, dar n-am unde. Atâta. Ce să zic altceva? Pe înainte am lucrat când am fost la construcții. Construcții am lucrat la negru. Am mult mai supotică, descontrole și ni frică să fim amendați. Că de unde plătim? Da, mi-ar place să mă duc la un curs, dar n-am transport. Cu ce să mă duc? Păi dacă n-avem, stăm pe loc. Ce să facem? Dacă nu se ne pună o mașină din ea și dacă ar fi mai multe femei care n-avem școală, să facem navetă, așa și-ar fi bine. La noi e tare sărăcie aici, nu știu, parcă nu știu, aici la noi în cătunul ăsta e foarte rău, doamnă, că știi ce e rău dacă n-ai să iei o pâine la copii. Și copiii nu știu. Și aia că nu este. Am lucrat la mine, Vulcan. Și acolo în 97 am ieșit în ordonanță. Și am venit cu părinții aici, la țară. Că la oraș n-am mai putut să trăiesc, fără loc de muncă. Că așa au fost, au zis că au pus afișuri la mine la Vulcan, că cine nu-și bagă ordonanța, rămâne și fără salarii și fără bani. Și mi-am băgat, în 97, când am fost bani, 10.500.000, au fost bani. Mi-am făcut casă, din banii aia. Din altceva, n-am din ce să trăiesc. Proiectul va fi susținut cu bani de la Uniunea Europeană doar pentru câțiva ani, după care membrii asociației vor trebui să se gestioneze singuri. Dincolo de a ajuta concret oamenii care sau persoanele de etnie romă să-și găsească un loc de muncă sau să dezvolte o activitate independentă sau să își îmbunătățească, știu eu, calificările pe care le au sau nu le au, să-și crească șansele de a se încadra atât social cât și profesional, scopul proiectelor e unul pe termen lung, pentru că credem noi că e greșit să ajutăm acum și după ce nu mai avem proiectul sau după ce fondurile europene pe axele astea vor înceta să mai fie alocate, ce se întâmplă? Tocmai de asta încercăm prin aceste formări în domeniul media și în domeniul social să calificăm oameni care să ducă mai departe aceste activități ale noastre. Tot în cadrul proiectului avem un grup de voluntari care la final, în momentul de față, lucrează alături de noi și ne ajută sau iau parte la activitățile proiectului pentru a învăța cum se implementează, care sunt serviciile care ajută persoanele de etnie romă, cum se oferă aceste servicii, care sunt strategiile optime de a-i susține în încadrarea asta în muncă sau încadrarea asta socioprofesională. Și la final, acest grup de voluntari se va constitui într-un ONG. ONG care, la rândul lui, va oferi servicii de incluziune, servicii de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă și asta înțelegând tot ce înseamnă consiliere profesională, mediere, informare cu privire la orice alt lucru de care au nevoie persoanele de etnie romă. Sunt țigani care fac argint, care fac haine, care fac cioplesc în lemn sau alte lucruri. Prin aceste meserii, practic, aia încercăm, includerea în societatea majoritară și prin cursuri care nu se referă doar la meserii tradiționale, asta facem, practic. Vom face două cursuri în următoarea perioadă de cameraman fotoreporter și lucrător social, unde vor fi undeva la 60 de persoane, cursanți, nu știu exact perioada care va fi, câteva luni va dura, dar vor avea un certificat după acest curs. Deci eu, de când sunt mediator școlar, o să zic că cămărașul e pe locul întâi cu copiii la școală de rom. În 6 ani. Eu până nu fi mediator școlar, noi la școală, n-ai văzut copii de rom. Au fost săraci îngrupați în mocirlă. Și eu de când sunt mediator, eu am început de am dus copiii la școală. Am copii care sunt premianți cu diplome, terminate clasa 8-a. Acum am care termină clasa 8-a să duc mai departe. Cu păcălele. Să tai alocația, să tai ajutorul social, nu vă mai dă demnizația aia și
tot cu amenințări, cu amenzi și tot timpul cu din astea am putut ca să-i traduc, să-i trimită pe copii la școală. Teren, zi de zi, mergeam, făceam declarații, luam declarații pe propria răspundere, nu-l trimiți în termen de nu mai primești alocație, nu mai primești nimic. A doua zi trimitea la școală. Un alt scop important al proiectului este acela de a ajuta pe romi să învețe o meserie. Mulți dintre ei spun că vor să muncească, însă nu au nici educație, nici vreo calificare. Cursurile de formare profesională sunt iarăși un răspuns la nevoile lor, pentru că nu de puține ori angajatorul oferă un loc de muncă, însă condițiile de acces pentru la acel loc de muncă sunt minim calificare sau minim experiență. Ori o calificare îi ajută un pic mai, sau le susține încadrarea în muncă. Avem o informare directă a beneficiarilor, respectiv prin deplasarea noastră în comunități, noastră, gândindu-mă la specialiștii centrului. Dincolo de asta, e nevoie de acea deplasare și de acel contact direct cu beneficiarii, pentru că aceștia, nu e niciun secret, resursele lor financiare nu permite deplasarea în centru și atunci e mai facil pentru ei să ne deplasăm noi acolo. Și ăsta e un prim pas spre a recruta persoane care au nevoie și pe care îi vor ajuta serviciile noastre, atât de consiliere, cât și de formare profesională, cât și orice alt serviciu care considerăm noi că îl ajută sau o ajută pe acea persoană. Dar sunt foarte mulți care vin și la noi la sediu și ne anunță, ne întreabă, aveți cursuri, cu ce ne puteți ajuta, de ce ei ne caută pe noi, noi îi căutăm pe ei. Deci este un ciclu interminabil, să zicem așa, că noi mergem în comunități, ei află despre serviciile pe care le oferă Mare Pralaci, sper, ei vin la noi, ne întreabă, mă poți ajuta cu un loc de muncă, ajută-mă să fac un CV, de exemplu, și noi îi ajutăm. Deci noi prin aceste lucruri îi putem ajuta. Putem, după ce le facem, de exemplu, consiliere informare, să ajungă să fie față în față cu un angajator. Deci noi avem o bază de date cu ei, care sunt șomeri sau își doresc să-și schimbe locul de muncă. Eu vă spun că oriunde mă duc în comunități, tot zic de locuri de muncă. Deci oamenii vor, într-adevăr, să facă o schimbare. Dar o schimbare spre bine. Să găsească locuri de muncă, să meargă să muncească, și dacă ia bani, oricum mai cârtesc un pic căsuța, mai aranjează, mai rezolvă ei cum o rezolvă și poate să-și trimite copiii la școală. În programul asociațiilor, un loc important îl ocupă campaniile de convingere a romilor să își lase copiii la școală. Noi în această perioadă desfășurăm o campanie de educație, se numește A doua șansă. Am început în luna februarie cu câteva concepte, planificare ale noastre, unde ne-am dorit noi să mergem și va fi derulată până în luna iunie. Practic, noi ne dorim prin această campanie să ajungem atât în comunități cât și în școli, să discutăm cu persoane de etnie romă, să aflăm de ce foarte mulți renunță la școală, care sunt motivele și dacă ar fi a da șansă să se întoarcă practic la școală să-și continue studiile, pentru că fără școală și fără educație nu vor face într-adevăr absolut nimic, nu-i vorbim numai de romi, vorbim și de români. Părinții, nu știu ce au fost, acolo la oraș, la noi, la Vulcan, nu m-o trimis. Adică nu m-o trimis, n-am vrut eu să mă duc, am fost prăpădit, adevărul să vă zic. Copiii umblă la școală. Doi. Aia l-am tăs mici, de 3 ani și de 2 ani. Are o carte copilul ăla de 8 ani, e pe clasa 3-a, dacă citește, de rupe. Îmi citește filmul. Băi, citește filmul. Ori citește și celălalt, pe clasa 4-a. Și ăsta e pe clasa 3-a, pe citește de rupe. Când îl văd, îmi plâng. Plâng cum citește copilul ăla și învață. Suntem mulțumiți de mediatoarea noastră, că învață copiii. Păi eu zic că e benefic să, normal, păi, ca să fie împreună cu cei romii, cu românii, deci, și ei comunică între ei, deci chiar nu fac diferență, deci nu vreau să zic românii, nu fac diferență că e rom sau, și comunică împreună și se joacă și, deci nu, chiar e ok, da, deci, pentru că și romii, să știți că sunt, vin la școală foarte curați și așa, hăinuțele care le au, dar le îngrijesc și le păstrează și vin foarte curați la școală și deci chiar nu să se ferească românii de ei, deci nu,
Așa ceva nu. Deci nu e diferență, nu, nu, nu. Deci noi asta dorim într-adevăr. Și am zis, dacă nu ai un pic de școală, nu te pot angaja. Dacă nu ești angajat, nu poți să-ți plătești drepturile față de stat, dacă îți fac o casă. Deci totul pleacă de la învățământ. Deci noi punem bază cea mai mare pe învățământ. Dintre toate aceste acțiuni, nu puteau lipsi cele de promovare a culturii și a tradițiilor, care, speră romii, îi vor ajuta să fie mai ușor acceptați. Activitățile culturale au o importanță destul de mare atât pentru persoanele de etnie romă, cât și pentru persoanele majoritare, pentru că prin ele, practic, promovăm cultura romă. Foarte mulți din români nu știu, de exemplu, ce înseamnă, știu eu, Ziua Internațională a Romilor sau Ziua Actorului Rom sau, sau tradițiile rome de sărbători. Noi, practic, venim în casele oamenilor ca să le aducem noutățile sau lucrurile care nu le știau. De aceea, în fiecare lună organizăm două activități și odată la trei luni organizăm un eveniment un pic mai mare. Se cruceau țiganii toți, mari de Iași, ciolari și hoți. Și țigăncile înlemnite se cruceau pe șoptite. Aoleu, ce n-ar fi dat să-l vadă pe Rică lat! Dar el drept ca pălimarul își ținea doar brăcinarul cu o mână apăsat și umbla în lung și lat. Rică, fante înjunghiat. Ieșea luna dintr-un nor roșie ca un bujor și bătea un vânt de seară subțire de primăvară. Vrei, Rică, să joci barbutul? Nu. Dar el tot făcea pe mutul. Una de dădea să-l frece a țipat. Că era rece. Și când a venit salvarea, din el mai ardea țigarea. Astăzi am văzut, practic azi a fost ziua actorului rom. Trebuia să vină și Emeric Imre, dar din păcate nu a mai putut ajunge și a trimis pe altcineva, un alt folkist foarte cunoscut. A fost un regizor de la Teatrul Național, n-am să dau nume acum ca să nu intrăm în polemici. Practic ei au prezentat în exclusivitate o parte din Cântec Șucaru, un spectacol care urmează să aibă loc la Teatrul Național. Spectacol care credem noi că o să fie foarte reușit, despre romi, pentru că ei iubesc, din câte au zis, deși sunt români, iubesc romii și viața lor și încearcă să afle și ei cât mai mult. După cum am văzut, au interpretat foarte frumos și așa în personajul unui rom, care spune că îmi place, am cămașă colorată și am și sunt foarte frumos și ei se simt bine în pielea lor și românii de multe ori să știi că își doresc să fie ca și romii. Păi de ce? Pentru că au ceva care nouă ne lipsește, au acea naturalețe în ei care, cum să zic, nu încearcă să copie pe nimeni. Ei sunt naturali, ei nu încearcă să pară altceva, își poartă rochiile femeile, își poartă bărbații costumele lor tradiționale. Când e sărbătoare la ei, toată lumea este pe stradă. Prin aceste evenimente nu dorim doar să ajutăm romii să își descopere practic cultura lor, pentru că eu o cunosc foarte bine. Încercăm să intrăm și în casele românilor, dar și a ungurilor sau care sunt minorități în Cluj sau majorități, să facem mai cunoscută practic cultura romilor, tradițiile lor, cât și felul lor de a fi, muzică, dans, tot ce înseamnă mâncare tradițională. V-am zis, sunt ca și noi românii, au aceeași obiceiuri, nu pot să zici sunt diferiți decât noi. Prin aceste evenimente încercăm să facem practic o incluziune, dacă se poate numi așa, să-i includem în societatea majoritară, să-i acceptăm și noi pe ei și ei pe noi, pentru că despre asta vorbim, să ne acceptăm unii pe alții. În interviul următor am stat de vorbă cu Pavel Doghi, care este unul dintre cei mai vechi lideri ai comunității de rom din Cluj. El conduce de peste 10 ani o asociație care a derulat mai multe proiecte pentru ajutarea romilor. Domnule Doghi, spuneți-ne mai multe despre acest proiect. Înțeleg că sunt implicate mai multe asociații de romi și spuneți-ne cum se derulează. Da, beneficiarul proiectului este Asociația PACHIV România din Alba Iulia și noi suntem parteneri. Amare Prala, organizația Amare Prala este partener și mai avem parteneri încă 5 din fiecare regiune.
Deci avem în Iași, în Târgu Mureș, în Brăila, în Timișoara. E un proiect național. Care da, și avem un partener transnațional din Grecia, Mesogiacos. Deci fiecare are rolul bine stabilit, însă ei produc toate documentele pe care trebuie să ne le transmită nouă. Vis-a-vis de proiect. Ce înseamnă? Pe vizibilitate, mai mult lucrează ei și pe partea științifică. Partea științifică în care se fac cercetări. Proiectul implică și o cercetare sociologică? Da. Despre ce e vorba? Zonele în care sunt grupate comunitățile de romi, cu ce se ocupă, care este situația lor vis-a-vis de educație, de ocupare, deci pe toate domeniile. Să înțeleg că există diferențe între comunitățile de romi din Transilvania și comunitățile de romi din alte părți ale țării, eu știu, Sud, Moldova? E o diferență foarte mare. Care este cea? În primul rând, și la noi romii sunt în două categorii mari în Transilvania. Sunt romii de vatră, deci cei care au case, meserii, deci sunt cei integrați, la care le spune romunguri. Romunguri? Da. De la partea cu Ungaria. Austro-Ungaria aici a avut o influență extraordinară asupra noastră, cel puțin asupra romilor. Și sunt ceilalți romi care la noi nu mai există tradiționalii, decât erau gaborii, mai erau în Baci și în Gilău, care aveau ocupațiile lor tradiționale, cu pieptene, cu ciurari, cu ciurcusite și gaborii cu burlane și alte cazane din astea. Deci situația lor economică diferă. Cei din sud sunt majoritatea, o limită de sărăcie. Da. Vreți să spuneți cu alte cuvinte că experiența austro-ungară a fost benefică pentru romi? Da, și-a pus amprenta asupra noastră, inclusiv și problemele culinare, îmbrăcăminte, școlarizare. Practic, ce se poate face pentru comunitățile de romi prin acest proiect? Cum îi puteți dumneavoastră ajuta pe ei? În ce probleme au cele mai stringente? În primul rând, am să vă spun ce am spus de multe ori. Fiecare proiect făcut, cu toate că ăsta e la nivel național, cum s-ar spune, dacă cuprindem 5 regiuni, e o picătură într-un ocean. Deci ar trebui nu știu câte proiecte ca să fie implementate, ca să putem rezolva problema, să căutăm să rezolvăm într-o mai mare măsură problema romilor. Până când guvernul nu se implică la nivel național să aibă programe bine stabilite pentru etnia romă, nu se vor rezolva problemele. Și acum am să vă spun ce facem noi. Deci lucrăm pe domeniile de educație, ocupare, pe sănătate, da. Deci aproape pe toate domeniile pe care suntem deficitari. Și e necesar ca ei să învețe ceva. Trebuie să învețe ceva și căutăm să-i ajutăm, să-i îndrumăm, măcar să știe unde să apeleze sau, dacă nu știu, să vină la noi, consiliem, le facem legătura cu persoanele și cu instituția la care trebuie să apeleze, eventual și documentația necesară să le facem. Ar fi un real ajutor normal, dar ar trebui să se folosească mult de noi. E o problemă. Nu prea apelează atât cât ar trebui la noi,
cu toate că noi am făcut în mass media și chiar și în comunități publicitate aici și mergem, ei, aici e problema, mai ziarele, mai un televizor, am mers noi, am împărțit pliante, flyere, sigur, problema era alta, ca să deplaseze o dată sau de două ori, ceea ce implică patru drumuri, ar fi mâncarea lor pentru o zi. Deci, din start, e de înțeles că nu vor veni, cu toate că e în beneficiul lor. Trăiți în lumi diferite. Da. Asta înseamnă că dumneavoastră, ei nu se vor adapta niciodată, din câte înțeleg. Adică foarte greu, mai repede ar trebui să vă adaptați dumneavoastră. Da, într-adevăr. Noi ne adaptăm mai repede, deoarece le știm interesul lor, dar pe care ei foarte încet îl procesează. Da. Și atunci ce ar trebui să faceți? Adică trebuie făcută această conexiune fizică, să stați față în față, să fiți în același spațiu. Asta și căutăm și asta facem. Și mergeți cu oamenii în acele comunități? Merg cu experții din biroul meu în comunități, îi adunăm, discutăm cu liderul, îi adunăm, stăm de vorbă cu el, îi conciliem acolo la fața locului, pierdem noi acolo o zi, două, trei, cât e nevoie. Sigur. Despre câte suflete vorbim, câte comunități și câte mii de romi ați avea de acoperit? Am avea de acoperit vreo 5.000 de romi. 5.000 de romi? Da. Bine? E mult? E puțin? E... Adică eu zic că... Raportat la forțele da, eu zic că e mult dacă vrei să faci o muncă profesionistă. Dar pot să spun că ar fi și puțin dacă ceilalți celante ONG-uri care au și ei programe ca și noi și ar face și ei exact aceeași problemă și să ne împărțim, ne înțelegem, să nu ne suprapunem. Aveți noastră, romii ca și românii, o problemă cu colaborarea? Bineînțeles, suntem oameni. Dar de obicei minoritățile sunt mai unite, sunt mai coalizate. Așa se crede. Dar nu e așa. Nu. Suntem oameni, încă o dată, mă repet, și trăim în România, deci... ceea ce fac majoritarii să preia, deci categorii, nu să discut. Instituțiile sunt aceleași. Vorbeați mai devreme de implicarea guvernului. Practic, ce ar trebui să facă guvernul ca să vă ajute pe dumneavoastră în programele pe care realizați și ce fel de programe există acum făcute de guvern și cum ar putea fi ele schimbate ca să fie mai bune? Deci programe există și pe educație, există și pe ocupare și pe sănătate. Problema este altă. Un program fără un buget este egal cu zero. Deci avem strategia romilor, da, care a fost și înainte și acum se preconizează că iarăși o vom pune pe tapet, dar atâta timp cât nu e bugetată, sunt vorbe în vânt. Și banii de la Uniunea Europeană n-ar putea fi folosiți? Bineînțeles că ar putea să fie folosiți și asta și dorim noi, cum să nu? Însă trebuie să se implice, aici este vorba de implicare. Noastră, practic, aveți nevoie de ajutorul Guvernului pentru a cere implementarea anumitor reguli, legi, să aveți un anumit sprijin de ordin administrativ? Exact. Puteți să-mi dați un caz, un exemplu de... o problemă care îi doare foarte tare pe romi și pe care nu o pot rezolva pentru că nu se implică guvernul și, mă rog, autoritățile statului, mergând până la primărie. Păi am să vă dau unul sau două exemple, de exemplu, care sunt chiar foarte grave, cel de pe ocupare. E ok, legea e ok pentru toată lumea, suntem în primul rând cetățeni ai României, pe urmă suntem etnici. Pentru a fi angajați romii, întâmpină unele greutăți. Deci trebuie să recunoaștem, fără nicio discuție, că există discriminări chiar și în rândul majoritarilor. Deci ei între ei, atunci cum să nu fie de celălalt? Că nu o recunoaștem, bine, noi o știm, ne lovim de ea. Atâta timp cât un angajator nu va avea nicio subvenție în momentul în care îi se impune într-un anumit fel să angajeze etnici romi pentru că ei sunt o problemă efectivă,
nu îi va angaja. Adică o discriminare pozitivă astfel încât angajatorii să fie stimulați să integreze... Așa cum există în educație. Ceea ce majoritare de multe ori pe site-ul combat, de ce au locuri speciale romii pentru facultate, pentru... Trebuie. Asta dorim, da, să integrăm. Nu avem cum. Trebuie odată lucrat în masă, pe o perioadă de timp, să-i scoatem pe cei acum care sunt în problemă, e categoric că viitorul nu va fi cu atâtea persoane neșcolarizate, da? Pentru că un părinte care are un nivel de educație, e clar că nu își va lăsa copilul analfabet. Da, practic, dumneavoastră trebuie să aveți acum rolul pe care l-au părinții, care și-au crescut copiii și au investit în el și atunci a deprins anumite... Exact. Asta va trebui să înțeleagă foarte bine guvernul. Eu nu spun că nu înțeleg, că nu-s minți luminate. Problema e să și dorească. Și să aveți inițiative pentru ei. Deci, practic, trebuie să fiți așa, adică nu neapărat noastră personal, dar oamenii ca dumneavoastră, să fie un fel de lideri și spirituali și... Da. În afară de problema aceasta banilor, care ar mai fi bariera între dumneavoastră și ei? Sunt distanțele și banii. Ei nu se pot deplasa aici, noastră nu vă puteți duce să stați acolo 3 luni într-o comunitate. Care ar mai fi problemele? Ar fi problema pe care v-am spus eu. Ei lucrează majoritatea la negru. Un om trebuie să trăiască. Cât de conștient va fi și cât de bun cetățean în momentul când foamea își spune cuvântul și ai cu și copii și asta prioritar pentru el e să realizeze zi de zi acel necesar de mâncare să subziste. Și atunci optează pentru o situație care vine la mine, care i-ar îmbunătăți viața în viitor, peste o lună, două, trei, cinci, șase, sau problema lui de moment. Aici am discutat cu ei multe ori, sigur, și le-am spus, zic, uite care e problema, noi putem să vă ajutăm, nu imediat, în viitor, să vă ridicați, să... Da, dar zice, bun, eu vin la voi o zi, două, trei, zice, eu ce le dau copilor să mănânce? Deci e o problemă cu dus întors sau încerc. Nu au timp și nici nervi și nici nu înțeleg de ce trebuie să gândească ce vor face peste 6 luni, un an, 5. Înțeleg, să știți, majoritatea, înțeleg, dar sunt constrânși de situație. Da. Am văzut că asociația pe care o conduceți, Amare Prala, derulează cel puțin din 1997 proiecte cu bani din afara țării. La început aveați proiecte mai micuțe de $500, până în prezent când ați ajuns să derulați și proiecte foarte mari de minim 50.000 de euro. Care e ideea până la urmă? Trebuie început așa cu pași mărunți și până la urmă perseverența te ajută să reușești? Ideea e pașii mici se fac nu atât datorită nouă, cei care începem, cât datorită finanțatorului. Pentru că pe parcurs trebuie să derulezi să o sume de bani mai mici, să dai dovadă categoric că ești transparent, că poți, că ești curat. Pe urmă, ai în spate, în istorie, un proiect care l-ai derulat bine, a ieșit ok financiar, ți-a atins indicatorii, tot. Și de fiecare dată, la fiecare aplicație, poți crește suma. Oricare ar vrea de prima dată să ia un proiect pe o sumă mare, dacă el crede într-adevăr că e competent. Dar competența trebuie să o dovedești în timp. Nu ai încotro. În continuare, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat săptămâna trecută prin Uniunea Europeană și ce decizii s-au mai luat la Bruxelles. Știri pe scurt. Grupul europarlamentar al socialiștilor și democraților a condamnat ferm recenta inițiativa ministrilor de interne francezi și german privind Schengen, prin care Parisul și Berlinul au cerut introducerea de controale temporare la frontieră în spațiul Schengen în caz de urgență.
Această acțiune este scandaloasă, este clar că ea este legată de alegerile din Franța. Cele două țări oferă un exemplu foarte rău pentru Europa. Ele sunt totuși cele care ar trebui să dea exemple pozitive și să stimuleze integrarea europeană. Prin această acțiune le fac exact contrariul, a declarat liderul grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, Hannes Svoboda. În opinia sa, Schengen face parte din valorile fundamentale pe care Uniunea Europeană le susține, iar prin libera circulație a cetățenilor în Europa s-a ameliorat viața a milioane de europeni. Deputatul a atras atenția asupra orientării recentelor dezbateri care au ca temă Europa către extrema dreaptă. Se pare că devine o practică comună să se caute poziții de extremă dreaptă în alegeri. Totuși, acestea sunt pozițiile oficiale ale unor țări atât de importante ca Germania și Franța. Acest lucru este inacceptabil, a adăugat Svoboda. Peste 5.500 de persoane mor anual în Uniunea Europeană în urma accidentelor la locul de muncă, iar alte aproape 160.000 de persoane își pierd viața din cauza bolilor ocupaționale. Datele sunt oferite de Comisia Europeană, care a lansat zilele trecute o campanie privind siguranța la locul de muncă. Studiul arată că o persoană moare în Uniune la fiecare 3 minute din cauza unui accident la locul de muncă sau a unei boli ocupaționale, a precizat într-o conferință de presă la Bruxelles Cristina Sedlacek, directoarea Agenției Europene pentru Sănătate și Siguranță în Muncă. Ea a subliniat că accidentele duc la costuri ridicate pentru muncitori și familiile lor, precum și pentru angajatori și societate în general. În plus, cel puțin 450 de milioane de zile de muncă sunt pierdute în fiecare an. Costurile legate de accidentele la locul de muncă și de bolile ocupaționale aduc economiei Uniunii pierderi de 490 de miliarde de euro pe an. Campania privind reducerea riscurilor urmărește să ajute autoritățile naționale, companiile, organizațiile, managerii, precum și pe muncitori, pentru a lucra împreună în vederea întăririi sănătății și a siguranței la locul de muncă. Mario Vaudano, fost consilier OLAF, în prezent magistrat italian aflat la pensie, a declarat pentru Euractiv că mai multe țări din Uniune acoperă fraudele legate de fondurile europene pentru a nu pierde banii. El a povestit că în regiunea Calabria s-a descoperit un caz de deturnare de fonduri naționale și europene în valoare de 1,3 milioane de euro. Banii publici au fost deturnați pentru construirea de vile personale. Referindu-se la acest caz, Vaudano spune că în Calabria funcționari care au legături cu mediile mafiote s-au infiltrat în serviciile administrative. Pe de altă parte, funcționarii cinstiți preferă să renunțe la efectuarea unor controle privind modul în care s-au acordat fondurile pentru a nu avea necazuri. În această regiune, OLAF a reușit să recupereze peste 50 de milioane de euro în cadrul unei operațiuni. Mafia calabreză este bine implantată în această regiune și se estimează că 20% din fondurile europene atribuite zonei cad în mâinile mafiei. Proporția poate ajunge la 40% dacă includem întreprinderile și beneficiarii corupți care nu aparțin direct unei organizații criminale, a spus Vaudano. Bruxelles exercită un control riguros, dar cu toate acestea continuă să se înregistreze cazuri de fraudare a fondurilor europene. Când statele se plâng de fraudarea fondurilor europene, dau dovadă de ipocrizie, deoarece ele sunt primele care se fac vinovate de acest lucru. În Franța, în regiuni precum Corsica sau Paca, s-au înregistrat probleme similare cu cele descoperite în Calabria. Fonduri europene destinate pășunilor alpine au fost folosite pentru renovarea unor case particulare și Franța nu este singura care are această atitudine. La fel se întâmplă și în Marea Britanie, Germania sau Olanda. Nu vrem să pierdem fondurile europene, deci acoperim fraudele, spune Vaudano. El a mai spus că și în Bulgaria și în România există un nivel foarte îngrijorător al corupției generalizate, inclusiv în mediul judiciar și în cadrul poliției. Datorită unui acord cu OLAF, există multe sesizări de fraude, dar procesele sunt cu greu finalizate prin condamnări. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Elena Stanciu și vă aștept și săptămâna viitoare la Transeuropa cu noi subiecte.